Salutare, Pariu, sunt Cătălin de la bletul1zilei.com, alături de colegul meu Alex. Bine v-am regăsit la emisiunea Europonturi. Astăzi eu și Alex o să vă prezentăm pronosticurile noastre pentru cele trei partide: Georgia, Cehia, Turcia, Portugalia și, bineînțeles, Belgia, România. Alex, te salut! Salut, Cătălin, salutare băieții. Da, avem trei partide pentru ziua de sâmbătă, da? Deci facem acest episod pentru meciurile de sâmbătă de la Euro. Cel mai interesant meci, cu toții cred că știm, va fi meciul Belgiei cu România, unde sperăm să facem din nou o figură frumoasă, dar până o să vă prezentăm ponturile noastre, noi vă invităm să accesați site-ul nostru, biletul-zilei.com, pentru a vă putea inspira atunci când vă faceți biletele la pariuri. Da, acolo o să găsiți toate meciurile analizate complet, plus 6 pronosticuri la fiecare partidă. În continuare, Cipriana este cel mai în formă tipster, chiar mai bine decât în emisiunea precedentă, cu un procentaj de 83% de reușită și 1653 de unități pe plus. Bun, și nu uitați să lăsați un subscribe la acest canal de YouTube pentru a putea fi la curent cu challenge-ul nostru și cu emisiunea pe care o punem zilnic aici pe YouTube, cu ponturile noastre, astfel încât să vă puteți inspira din ceea ce noi vă oferim. Și dacă nu aveți cont la casele de pariuri unde noi jucăm aceste pronosticuri, aceste pariuri, noi o să vi le lăsăm în comentarii link la fiecare casă și să intrați să vă faceți cont, pentru că am observat sunt foarte multe case de pariuri cu ponturi din acestea speciale, de pe urma cărora putem să profităm și este bine să avem cont la cât mai multe case de pariuri, astfel încât să alegem cele mai bune variante atunci când pariem. Bun, hai să trecem la pronosticuri, Alex, că până la urmă asta contează. Avem primul meci, cel dintre Georgia și Cehia, și eu, ca pariu de încredere, merg pe un 2 plus, o cotă de 1,31, și nu mă bazez exclusiv pe Cehia când nu m-am bazat exclusiv pe Cehia când am ales acest pronostic, pentru că sunt de părere că și Georgia are forța să înscrie în această confruntare. Georgia, tipul ăla de echipă care este așa underdog, să zic, dar mai ales pe partea ofensivă au jucători destul de buni. Da, am văzut meciul Georgiei cu Turcia, un meci foarte frumos, foarte spectaculos. Georgia a pierdut cu scorul de 3 la 1, dar acel scor nu cred că reflectă realitatea din teren. Putea foarte ușor să se termine 2 la 2. Georgia a avut o ocazie mare pe final de meci. Turcia a profitat de faptul că georgienii atacau în valuri și i-a surprins la ultima fază și a marcat golul de 3 la 1. Așadar, Georgia, cum ai spus și tu, poate să pună probleme Cehiei. Varianta aleasă de mine la pariu acesta cu încredere mare este peste 6,5 șuturi pe poartă, da, o cotă de 1,36. Tot merg pe aceeași idee că vom avea un meci deschis, un meci cu goluri și de aceea cred că vor apărea și șuturile pe poartă. Iar varianta aceasta de minim 7 pe spațiu porții, zic eu că este un pariu bun de pus pe bilet. Bun, pentru pariul meu cu încredere medie am folosit BetBuilder și am mers în felul următor. Pe un interval de goluri, 1-4 goluri în meci, așa cum am spus și mai devreme, mă aștept să înscrie cel puțin 2 goluri, dar totuși nu cred că mai mult de 4. Deci 1-4 goluri și peste 6,5 cornere, așa cum ai zis și tu, mă aștept să fie un meci destul de spectaculos între cele două echipe și mă aștept să vedem destul de multe faze la ambele porți și implicit cel puțin 7 cornere. Bun, de menționat faptul că pariurile acestea la meciul Georgiei cu Cehia se pot găsi în cadrul casei de pariuri Superbet, varianta aleasă de mine la pontul cu încredere medie este ca Cehia să marcheze și să aibă minim 4 șuturi pe spațiul porții. O cotă de 1,60 ar trebui să fie, nu mi-am notat eu aici, dar așa ar trebui să fie, undeva în jur de 1,55-1,60. Cehii cred eu că vor avea minim 4 șuturi pe spațiu porții. Au făcut un meci decent cu Portugalia, au condus chiar și au pierdut pe final de meci la ultima fază. În acel meci cu Portugalia a făcut cât de cât o figură frumoasă, nu a avut multe șuturi pe spațiu porții, dar acum ar trebui să
controleze meciul și să fie la cârma jocului, pentru că cele 3 puncte sunt foarte importante. Bun, și pariul meu riscant este în felul următor, 1-2 goluri marcate în fiecare repriză. Deci în prima repriză și în a doua repriză să avem 1-2 goluri marcate, o cotă de 2,65 și m-am bazat, pot spune așa, puțin mai mult pe Cehia când am ales acest pariu. Dacă ne uităm pe ultimele rezultate ale acesteia, vedem în fiecare din ultimele 5 meciuri numai GG3+. Ar trebui să fie un meci cu goluri și în dreptul Georgiei sunt câteva partide foarte spectaculoase, deci eu mă aștept la goluri în fiecare repriză. Bun, iar la pariul meu riscant voi merge pe aceeași variantă pe care am mers și săptămâna trecută atunci când a jucat Georgia cu Turcia, și anume ca jucătorul georgian, atacantul georgian Micautadze să aibă minim un șut pe spațiul porții, o cotă de 2,05. Săptămâna trecută a fost o cotă chiar mai mare pentru acest pariu și georgianul Micautadze chiar a reușit să marcheze, da? Deci a și înscris în acel meci, nu doar a avut șut pe poartă. Cred că acesta se află într-o formă foarte bună și este principalul om de atac care ar trebui să pună în pericol poarta cehilor, așadar minim un șut pe poartă, cotă de 2,05. Bun, acum trecem la următorul meci, cel dintre Turcia și Portugalia și pariul meu cu încredere ridicată este ca Portugalia să marcheze până în minutul 70, o cotă de 1,30. Da, un pariu simplu, mi se pare chiar un pariu bun. Nu e o cotă foarte mare, dar dacă vă faceți un bilet cu mai multe meciuri, 4, 5, 6 meciuri, zic eu că această variantă aleasă de tine, Cătălin, este una cât se poate de sigur, între ghilimele, să zic așa. Pariul meu cu încredere ridicată este tot unul simplu, pot spune X2 și minim 2 goluri în meci, o cotă de 1,45. Pariurile la meciul Turciei cu Portugalia se pot găsi în cadrul casei 8-8-8. Bun. Pentru pariul meu cu încredere medie, merg pe peste 4,5 cornere în prima repriză. În principiu mă bazez aici pe Portugalia pentru că au avut numai puțin de 13 cornere în meciul cu Cehia, o formație a Portugaliei care atacă încă din primul minut. Majoritatea au venit destul de devreme cornerele în meciul menționat mai devreme. Portugalia e tipul ăla de echipă care atacă foarte mult și Turcia și-a arătat slăbiciunile pe plan defensiv în partida cu Georgia și cu siguranță acum cu Portugalia îi va fi mult mai greu. Bun, eu voi merge pe un GG la contul meu cu încredere medie, o cotă de 1,85. Dacă de la Portugalia ar trebui să ne așteptăm să marcheze, cred că și turcii o vor face. Am văzut cât de frumos au jucat în meciul cu Georgia, poate chiar haotic la un moment dat. Nu se mai țineau cont de pozițiile din teren și de aceea am avut și un meci așa spectaculos. Turcii sunt genul ăla de echipă, mai ales în acest an am văzut meciuri spectaculoase atunci când ei au jucat, chiar și acel 6-1 cu Austria a pierdut meciul amical. Zic eu că va fi din nou un meci de goluri în care ambele echipe vor marca. Am văzut că și Portugalia a cedat goluri în ultima perioadă, deci nu este chiar așa o forță pe plan defensiv, deci trebuie să ne așteptăm și acum la un GG. Bun, și pariul meu riscant, în care sincer am încredere destul de mare, e o cotă de 2,20 pentru cel puțin 7 cornere obținute de Portugalia, așa cum am menționat și la pariul cu încredere medie. Portugalia este genul de echipă care te presează încă din primul minut, care atacă în continuu foarte multe ocazii de gol. Momentan nu a reușit să convertească majoritatea ocaziilor astea în goluri, dar foarte multe șuturi pe poartă, foarte multe ocazii și de aici au rezultat și 13 cornere în partida cu Cehia. Zic eu că Cehia stă mai bine din punct de vedere defensiv decât Turcia. Cu siguranță Portugalia va ataca chiar mai mult în această confruntare. Bun, pariul meu riscant, dacă tu ai jucat, Cătălin, ca Portugalia să marcheze până în minutul 70 la pontul tău cu încredere medie, eu voi merge pe varianta următoare. Portugalia să marcheze în prima repriză minim un gol, zic o va face încă din prima repriză, și Portugalia să aibă minim 2 cornere în prima repriză. Deci este un pariu combinat, un super pariu, să spun așa.
un pariu combinat la 8-8-8, o cotă de 2-10. V-am spus, mă aștept la un meci cu goluri și în principiu Portugalia va fi cea care ar trebui să dea startul în acest meci, să marcheze încă din prima repriză. Iar varianta de cornere am cam combinat-o așa. Ai spus tu argumentele la această variantă, deci nu trebuie să mai intrăm în detalii. Așadar, am încheiat și cu acest meci și să trecem și la cel mai palpitant, cel mai interesant meci de mâine, Belgia cu România. Conturile la acest meci noi le-am jucat în cadrul casei de pariuri Don, o casă nouă de pariuri. Eu încă nu am cont, dar o să-mi fac zilele astea. Vă recomand și vouă să vă înscrieți, vă lăsăm link în descriere. Bun, pentru partida României pe care cu toții o așteptăm cu sufletul la gură, așa, mai ales după prestația naționalei noastre din partida cu Ucraina, eu merg pe un pariu de încredere ridicată, cu un gol marcat în prima repriză, o cotă de 1,37. Sincer, cred că Belgia va încerca să forțeze foarte mult în această confruntare. A fost o rușine foarte mare pentru ei faptul că au pierdut în prima etapă și zic eu că vor forța, vor lăsa spații și pentru atacul României. Posibil să înscrie România, dar în principiu mă aștept la un gol din partea belgienilor în prima repriză. Pentru siguranță am mers simplu pe un gol marcat în prima repriză, oricare echipă, o cotă de 1,37. Bun, pariul meu cu încredere ridicată, deși nu mi-aș dori să se întâmple, dar cred că se va întâmpla până la urmă. Cred că Belgia va câștiga acest meci, o cotă de 1,50. Cred că acel rezultat cu Slovacia, nu știu ce să zic, majoritatea spun că după meciul cu Slovacia, vai domne, că Belgia a jucat slab și nu cred că ne va pune nici nouă probleme. Dar eu că zic că din contră belgienii se vor ambiționa și mai degrabă ne vor bate la spor. Sper să nu se întâmple asta și să rămânem în continuare așa optimiști pentru o calificare. Cred că ne vom califica, dar nu de pe primul loc. Cred că Belgia ne va bate și dar sper să nu o fac atât de rău. Cota este de 1,50 pentru victoria belgienilor. Bun, pentru pariul meu cu încredere medie și am observat asta și acum, Alex, că avem același pariu cu încredere medie la această confruntare. România să primească cel puțin două cartonașe, o cotă de 1,55. Așa cum am menționat și eu, dar și tu, Belgia cu siguranță se va ambiționa în această confruntare. Faptul că a pierdut cu Slovacia nu face decât să înrăutățească situația pentru noi în această confruntare, pentru că își vor dori foarte, foarte tare să ne bată și probabil să ne bată și la scor, așa cum ai zis. Probabil ei vor avea inițiativa majoritatea timpului în această confruntare și imposibil să nu apară faulturile în rândul jucătorilor noștri și cel puțin două cartonașe de asemenea. Da, și să ne amintim faptul că Belgia a pierdut cu Slovacia în urma unor două goluri anulate pentru belgieni, două goluri aproape la limită, acolo cu VAR, deci nu au jucat atât de rău belgienii, puteau să câștige acel meci. România va încerca să stopeze atacurile belgienilor, o va face cu orice preț. Rezultatul de egalitate cred că ar fi unul de aur, între ghilimele, Exact. pentru că cu 4 puncte vom fi cu siguranță calificați. Belgia va încerca să-și îmbunătățească golaverajul, pentru că și golaverajul contează în această grupă. De fapt, în toate grupele și golaverajul contează atunci când termin pe locul 3. Așadar, două cartonașe România, zic eu că sunt ca și făcute, pentru că România, am spus, va încerca să tragă de timp, probabil dacă va fi un egal. Vor apărea cartonașele cu siguranță. Exact. Și pariul meu riscant, ca să merg în același ritm, să zic așa, cu pariurile de mai devreme, merg pe un 2 plus în prima repriză, o cotă de 2,62. Dacă meciul va fi să fie unul de coșmar pentru noi și să primim două goluri în prima repriză, eu vreau să profit de acest lucru. Așa cum am zis, mă aștept ca Belgia să forțeze încă din primul minut și să încerce să câștige la scor, Alex. Bun, pariul meu riscant este următorul. Dacă Belgia va înscrie
probabil 1-2 goluri. Zic eu că o pasă de gol o va da De Bruyne, da? Deci De Bruyne pasă de gol, o cotă de 2,37, este dirijorul de la mijlocul terenului, cel care oferă pase acolo în gura porții și zic eu că el este principalul pasator. O cotă de 2,37, un pariu care merită încercat la acest meci. Bun, cam astea au fost recomandările noastre pentru cele trei meciuri de sâmbătă. Așteptăm și punturile voastre în comentarii la acest clip și ne reauzim pentru emisiunea de duminică cu punturile noastre pentru cele trei partide ce urmează să se dispute. Până atunci, vă salut și vă doresc Vă salutăm. inspirație maximă. Numai bine.